Cu toate că luna martie a debutat cu temperaturi scăzute, primăvara pare că a venit în sfârșit în țara noastră. Gradele din termometre au urcat în aproape toate zonele. Mai multe despre cum va fi vremea în acest weekend, ne spune Raul Ilea, meteorolog ANM. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Da, într-adevăr, astăzi s-a încălzit în mare parte din țară față de ziua de ieri. Așteptăm maxime cuprinse, în general, între 12 și 20 de grade. Pentru ziua de mâine, de asemenea, vremea se va menține caldă pentru această dată, mai ales în partea de sud și în partea de sud-vest, dar în restul țării valorile termice vor coborî față de ziua de astăzi. Astfel, pentru ziua de mâine, maximele vor fi cuprinse între 7 grade în nordul Moldovei și 22 de grade în vestul Olteniei, iar minimele între minus 10 grade și 6 grade în dealurile de vest. În capitală, ce ne puteți spune? Ce se va întâmpla astăzi și mâine? Astăzi vreme caldă pentru această dată, o temperatură maximă de 17-18 grade, cer mai mult senin și vânt slab și moderat. Iar pe parcursul zilei de mâine, vreme frumoasă și caldă, cu o maximă în jurul la 18 grade și o minimă de 1-4 grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar noaptea mai mult senin. Ce le putem transmite iubitorilor sporturilor de iarnă, care vor să mai se bucure de acestea mâine, poimine și în perioada următoare? Își iau adio de la schiat? Nu neapărat. Vremea va fi predominant frumoasă atât mâine cât și poimine, cu cer variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea. Vântul slab și moderat. De remarcat este faptul că vor fi intensificări ale vântului în timpul zilei, mai ales în zona montană înaltă, unde mâine rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră. Cât despre întoarcerea iernii în perioada următoare, e posibil să mai avem, nu iarnă, dar oricum, temperaturi foarte scăzute, eu știu, nespecifice acestei perioade? Valori mai coborâte decât normalul perioadei nu o să avem în următoarea perioadă.